Hei, hei, hei! Ce mai faceți voi, dragilor? Înainte de materialul despre împărătesele Rusiei, Ecaterina I, Elisabeta și Ecaterina II, vă propun astăzi un subiect care a stârnit multe controverse. Istorici serioși s-au aplecat asupra lui, fără a ajunge la un consens. Este vorba despre Testamentul lui Petru cel Mare. Este un document autentic sau un fals? Se pare că acest mister încă nu și-a găsit rezolvarea. Concluzia unanimă se îndreaptă spre a-l găsi un text apocrif, adică cu o identitate incertă. Dar haideți să vedem ce conținea acest așa zis testament al lui Petru cel Mare și de ce este invocat în situațiile în care dorința de expansiune a Rusiei este evidentă. Prin urmare, am să dau citire textului mai sus menționat. În numele preasfintei și nedespărțitei treimi, noi, Petru I, către toți urmașii noștri, moștenitorii tronului, guvernanților și nației rusești, Marele Dumnezeu, de la care avem existența și coroana noastră, luminându-ne, îmi arată mie, a privi spre poporul rusesc ca fiind chemat a stăpâni în viitorime toată Europa. Eu pun temei acestei idei că națiunile Europei au ajuns cele mai multe într-o stare de vechime aproape de a lor cădere. Urmează, dar, a fi ele subjugate de un popor tânăr și nou când va ajunge la întregimea creșterii sale și va căpăta toată a sa putere. Eu am găsit Rusia ca un pârâiaș și o las ca un râu mare, iar moștenitorii mei o vor face și mai mare, întinsă, hotărâtă de a face să rodească Europa cea stârpită. Eu le las instrucțiunile următoare, pe care le recomanduiesc la a lor luare aminte ca să le păzească cu statornicie. A ține nația rusească necurmat în stare de război, spre a avea pe soldații ei pururea deprinși la război. Războiul să ajute păcii în interesul întinderii Rusiei și a înaintării ei în înflorire. A chema prin toate putincioasele mijloace, de la națiile cele învățate ale Europei, comandirii în vreme de război și oameni învățați în vreme de pace, spre a face ca nația rusească să capete foloase de la celelalte nații, fără a pierde nimic din ale sale proprii. A se amesteca în toate pricinile și dezbaterile din Europa, mai vârtos în acele țări care, fiind mai în apropiere, interesează mai cu seamă. A vârâ vrajba în Polonia, a hrăni în ea tulburări necontenite, a câștiga cu bani pe cei mai puternici, a avea înrăuriri în dietele lor, spre a putea lucra la alegerea craiilor lor și aș face partizani în Polonia, dacă puterile vecine s-ar împotrivi, să le împace împărțind-o cu ele. A lua cât s-ar putea mai mult din hotarele Suediei și a ști cum să se facă, ca însă și ea, Suedia, să-i deschidă război, spre a-i găsi pricina de a o subjuga. A dezbina Suedia de Danemarca și cu luarea minte a hrăni rivalitățile lor. A însoți prinții ruși întotdeauna cu prințese din Germania spre a înmulți influența noastră acolo, să se unească de la sine la pricina noastră. A căuta alianță de comerț cu Engleterra mai mult decât a oricărei alte puteri, pentru că ea are mai mult trebuință de noi. A schimba cheresteaua noastră și alte produse cu aurul ei
și a face ca negustorii și matrozii ei să-i deprindă pe cei ai nației noastre spre navigație și comerț. A se întinde neîncetat către nord, pe marginea Mării Baltice, și către sud, pe marginea Mării Negre. A se apropia cât mai mult de Constantinopole și de India, că acel ce va stăpâni acolo va fi adevăratul stăpânitor al lumii. A căuta și a câștiga alianța Austriei, a o sprijini în zadarnicele ei închipuiri de a stăpâni Germania, iar prin taină a întărâta dușmânia prinților Germaniei împotriva ei. A face de a se interesa curtea Austriei ca să izgonească pe turci din Europa și a nimici pretențiile ei când vom subjuga Constantinopole. A face pe toți grecii dezbinați ce sunt împrăștiați în Ungaria, Polonia și alte țări să se lipească de ele și a se reface sprijinul lor și a intermedia o asociație universală. Aceștia vor fi tot atâția prieteni pe care Rusia îi va avea în statul fiecărui dușman al ei. După ce Suedia se va dezmembra, Persia se va birui, Polonia se va subjuga și Turcia se va supune, a propune foarte tainic la curtea Franței, apoi la cea a Austriei, de a împărți cu ele imperia lumii, măgulindu-se ambiția și iubirea lor de sine. Rusia să se ajute cu ele pentru a le desființa pe urmă. Dacă amândouă aceste curți vor refuza propunerea Rusiei, atunci trebuie să se știe cum să împartă între ele gâlceava și a le face să se slăbească una pe alta. Apoi Rusia, folosindu-se de un prilej hotărător, va năvăli asupra Germaniei, pornind totodată cu două flote mari ce vor năpădi Franța. Aceste două țări, biruindu-se, celelalte părți ale Europei vor trece lesne și fără împotrivire sub jugul Rusiei. Acesta a fost textul. În țara noastră, Testamentul lui Petru cel Mare a fost publicat pentru prima dată la Iași în anul 1892. Legenda spune că testamentul a fost descoperit și furat de cavalerul Deon, un spion francez care, travestit în femeie, a slujit pe lângă împărăteasa Elisabeta a Rusiei, fiica lui Petru cel Mare, sub numele de Lia de Beaumont. Născut într-o familie de nobili scăpătați în anul 1728, cavalerul Deon a intrat în rândul rețelei de spioni ai regelui Ludovic al XV-lea în 1756 și, bazându-se pe caracteristicile fizice androgine, a ales o identitate de femeie pentru a se infiltra în anturajul împărătesei și a sluji interesele Franței pe lângă împărăteasa Rusiei. Viața acestuia se pare primul spion travestit, poate chiar transgender, din istoria spionajului mondial, ar fi o poveste interesantă de spus cândva. În fine, acest document a fost adus la Paris și predat regelui Ludovic al XV-lea de către ambasadorul Franței la Sankt Petersburg. Era în anul 1757. Petru cel Mare murise în 1725, iar Ludovic al XV-lea avea 47 de ani. Și știm că îl întâlnise pe țar în 1717 la vârsta de 7 ani. Documentul a fost publicat pentru prima dată la Paris și a stârnit o adevărată furtună în lumea politică a epocii și nu numai. Asupra lui s-au aplecat istorici din toată lumea și cei mai mulți consideră că ar fi un fals grosolan. Specialiștii ruși au emis ipoteza că textul testamentului
ar fi fost scris din ordinul lui Napoleon I, care avea nevoie să justifice în fața puterilor Europei declanșarea campaniei împotriva Rusiei, fapt pentru care, în anul 1812, acesta comandă un studiu care se va intitula Progresul puterii rusești de la originea sa până la începutul secolului al XIX-lea, în care apare un rezumat al presupusului testament. Și nu era greu de demonstrat că politica de expansiune gândită de Petru cel Mare a fost respectată pas cu pas de la moartea sa și până la începutul secolului XIX. Noi am spune-o că până astăzi, dar Napoleon I nu are cum să știe acest lucru. Dar Napoleon I nu este singurul care a invocat politica agresivă a Rusiei, care urmărea să pună în aplicare testamentul lui Petru cel Mare, pentru a justifica războiul pornit împotriva acesteia. În 1941, în timpul atacului asupra Moscovei, Adolf Hitler a ordonat publicarea documentului sub titlul Bolșevicii împlinesc ordinele testamentare ale lui Petru cel Mare, vizând dominația lumii. O altă ipoteză spune că acesta ar fi fost conceput de emigrația poloneză din Franța și de elemente ucrainene antiruse din anturajul hatmanului Ivan Mazepa, care intrase în conflict cu Petru I în 1709, când, aflând că țarul Rusiei dorea să îl înlocuiască de la conducerea cazacilor zaporojeni, Mazepa, în timpul bătăliei de la Poltava dintre Rusia și Suedia, a trecut de partea regelui Carol al XII-lea al Suediei. Dușmânia dintre cei doi nu s-a stins niciodată. Mazepa trimitea epistole regelui Franței în care îl informa despre intențiile țarului de a cuceri Europa, iar Petru cel Mare a declanșat o adevărată prigoană împotriva cazacului și a determinat Biserica Ortodoxă Rusă să îl excomunice. De fapt, această anatemă se păstrează până în zilele noastre, deși cei doi sunt morți de 3 secole. Lăsând toate aceste speculații deoparte și uitându-ne puțin peste evoluția teritorială a Rusiei și istoria ei de la Petru cel Mare până în prezent, cred că putem puncta câteva evenimente care, întâmplător sau nu, se plasează pe linia trasată de Petru I, și anume expansiunea Rusiei în Siberia, pacificarea triburilor siberiene cu ajutorul cazacilor și construirea de forturi și avamposturi rusești, războiul lui Petru cel Mare cu Suedia pentru dobândirea unei ieșiri la Marea Baltică și incorporarea în Rusia a Livoniei, Estoniei și Ingriei în 1721. Rusia devine imperiu și Petru cel Mare este proclamat împărat. Între 1734 și 1739 are loc războiul ruso-turc, în urma căruia rușii recuceresc portul Azov. Între 1768 și 1774 are loc un nou război ruso-turc, încheiat cu pacea de la Kuciuk-Kainargii, prin care otomanii cedează teritoriile dintre Nipru și Bugul de Sud, inclusiv portul Herson, prin care rușii obțin ieșirea la Marea Neagră, precum și alte două porturi din Crimea, Kerci și Enikale, și regiunea Kabarda din Caucaz. Urmează apoi anexarea Hanatului Crimeei, ultimul succesor al Imperiului Hoardei de Aur, în 1783. În același an cucerește Georgia de Est. Să nu uităm că în 1812 anexează Basarabia, în urma tratatului de la București. Între 1804-1828 poartă 2 războaie cu Persia, în urma cărora rămâne cu Georgia, Daghestan, Azerbaidjan și Armenia. Între 1858-1860, în urma celui de-al doilea război al opiumului purtat cu Imperiul Qing, rupe teritorii din nordul și estul Manciuriei.
și Rusia nu s-a oprit aici. Pe parcursul a 130 de ani, între 1730-1863, încorporează Hanatul Kazah, Kazahstanul, apoi Uzbekistan, Turkmenistan, insula Sakhalin, aflată în Oceanul Pacific, la nord de arhipelagul japonez, în 1876, Kârgâzstan și Tadjikistan. Nu putem omite presiunile constante asupra Poloniei, la împărțirea căreia a participat de 4 ori, în 1772, 73, 95 și în 1939. În 1940 obține de la finlandezi două provincii de la graniță, ocupă țările Baltice, Basarabia, Bucovina și Ținutul Herței de la România. În secolul 20, la 200 de ani de la moartea lui Petru cel Mare, în 1917, după Revoluția Bolșevică din octombrie, începe o nouă construcție statală pentru Rusia, și anume Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă, sau mai pe scurt, Rusia Bolșevică. Avea o suprafață de peste 17 milioane de kilometri pătrați și circa 147 de milioane de locuitori. Primul conducător al Republicii după Revoluția din 1917 a fost Vladimir Ilici Lenin. A fost cea mai mare și mai populată republică din cadrul URSS, ce ia naștere în 1922, prin asocierea cu Transcaucazia, Ucraina și Bielorusia. Uniunea Sovietică a reprezentat, timp de aproape 70 de ani, un factor extrem de important în politica lumii. Avea a doua economie a lumii, cea mai mare armată permanentă și cel mai mare stoc de arme de distrugere în masă. Aceasta a inclus în componența sa 15 republici socialiste și, după cel de-al doilea război mondial, își exercită influența asupra 7 state europene considerate satelit, acestea fiind Albania, sau, ca să fim corecți, Republica Populară Socialistă Albania, Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, Republica Populară Maghiară, Republica Populară Polonă și Republica Socialistă România. După dizolvarea Uniunii Sovietice în anul 1991, 12 republici și-au declarat independența și, pe lângă acestea, și-au redobândit independența și statele baltice, Estonia, Letonia și Lituania. Republica Socialistă Federativă Sovietică Rusă, moștenitoarea Uniunii Sovietice, avea să devină Federația Rusă, adică un stat compus din mai multe entități denumite subiecte federale și 21 de republici. Federația Rusă nu este doar Rusia, acea descendentă a țaratului Moscovei sau cea de pe vremea lui Petru cel Mare. Federația Rusă este o construcție complicată, cu o populație amestecată, unde nativii ruși nu sunt neapărat majoritari peste tot și trebuie să conviețuiască alături de populații caucaziene, turcice, mongole sau fino-ugrice, integrate ca urmare a extinderii teritoriului pe parcursul a 3 secole. În câteva republici există mișcări secesioniste și amintesc aici de Cecenia. Este important să reținem ideea că Rusia a evoluat din punct de vedere teritorial pe parcursul a 3 secole, de la țaratul Moscovei la o republică federativă. Și ca să ne întoarcem la subiectul nostru de astăzi, este testamentul original? A fost scris de Petru cel Mare? Noi nu putem ști acest lucru. Am căutat informații privind locul în care se află testamentul, documentul care a fost publicat în Franța. În posesia cui este,
Dacă este expus într-un muzeu sau se află într-o colecție particulară și nu am găsit niciun indiciu. Șansele să fie original sau fals sunt 50-50 și de o parte și de alta. Până în acest moment rămâne o enigmă. Mai palpabilă este politica expansionistă a Rusiei, care continuă și astăzi, provocând durere și suferință în jurul ei. Atât pentru astăzi, dragii mei. Nu am elucidat misterul testamentului, doar v-am adus în atenție textul documentului. Restul judecați voi. Ne vedem cu materialul despre împărătesele Ecaterina I, Elisabeta și Ecaterina a II și până atunci, ca de fiecare dată, vă rog să nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!